Salutare! În cutia asta de carton am o bormașină cu valiză de la Makita și niște ulei pentru motoare în doi timpi pentru drujba aia de la Makita pe care am luat-o acum ceva timp. Am făcut comanda tot de la băieții ăștia de la E-Links. Am fost foarte mulțumit de cum a decurs ultima tranzacție și cred că și pe viitor o să devin clientul lor fidel. Haideți să vedem ce avem înăuntru. Mă aștept să fie și niște cadouri pe aici, că m-au prevenit băieții. Am făcut clipul ăla atunci cu drujba de la Makita și au zis că vor să-mi facă un cadou pentru chestia asta. Eu nu l-am făcut pentru beneficii, dar foarte frumos gestul lor și abia aștept să văd ce mi-au pus înăuntru. Hai să desfacem pachetul. Ok. Și din partea asta. Să vedem așa, să încercăm să nu mișcăm nici trepierul ăsta. Bun, hai să vedem ce avem înăuntru. Asta e o protecție din carton. Asta este uleiul în doi timpi pe care l-am comandat. Văd că băieții ăștia mi-au mai făcut cadou încă două doze, astea nu le-am comandat, deci automat sunt cadou. Sunt la fel ca aia prima pe care am luat-o eu când am cumpărat drujba, foarte bune. O șapcă Makita, roșie, cu sigla aici într-o parte, foarte bună șapca asta. O să o folosesc la treabă când e soare, într-o veselie. Foarte bună șapcă. Aici nu știu ce este. Să vedem. O ruletă. Ia uite. O ruletă Makita. Nu scrie pe ea de cât este, dar bănuiesc că e de 3 metri. E din aia cu frână automată. Adică apăs pentru detenționare și rămâne fixă. Foarte mișto ruleta. Ok. Hai să o băgăm în cutie. Ce mai avem aici? Asta e un parasolar. Asta e un parasolar. Ventuzele astea. Bănuiesc că tot Makita. Da. Un parasolar Makita. De asta chiar n-am mai avut. Parasolar pentru parbriz. Foarte mișto. Hai să îl strâng la loc. Nici nu mă așteptam să-mi bage atâtea lucruri băieții ăștia. Un gest foarte frumos din partea lor. Și ventuzele astea să nu le pierd. Asta e o sacoșă, o sacoșică. Tot de la Makita cu niște modele de scule care funcționează pe acumulatori. Uitați câtă varietate de scule. Toate pe acumulatori. Ok. Mulțumesc frumos. E-Links. asta certificatul de garanție pentru mașina asta. O să o scoatem din cutia asta de carton. Dăm la o parte. Și vedem ce avem aici. Deci, modelul HP1631K. Cam așa arată modelul. Să vedem dacă mai scrie ceva pe cutia asta din carton, pe vesta asta din carton. Ok. Sigilată. Este o brățară aici. Asta nu-mi dau seama cum se desface. Nu pare să se desfacă. Cred că trebuie pur și simplu tăiată. Ok. Deci, așa arată valiza. Avem o valiză din plastic cu sigla Makita reliefată. Pe partea asta la fel. Aici avem un compartimentor pentru diferite accesorii de găurire sau înșurubare. Burghie nu prea intră aici, dar e posibil să intre pentru că are separatoarele astea din plastic care se pot da la o parte. De exemplu, aici pot să fac un compartiment pentru burghie. Sau dacă vreau îl pun aici, las unul așa, foarte tare chestia asta. Hai să le pun la loc. Aici se pot băga tot felul de accesorii, șuruburi, biți, dibluri și așa mai departe în compartimentorul ăsta. Și în felul ăsta le avem la îndemână atunci când avem nevoie. Bun, hai să desfacem cutia. Văd cum îmi tai eu brățărica asta, să nu mă tai. Ok, am reușit. Bun. Hai să vedem cum arată. Așa arată și înăuntru. Deci avem o mandrină din plastic. Ok. Mâner suplimentar, opa, nu era bine strâns. Selector, deci percuție, da, găurire cu percuție, găurire simplă. Foarte ușor merge selectorul ăsta. Avem întrerupător, blocaj și schimbător de sens. Stânga sau dreapta. Să vedem dacă rămâne asta blocat, rămâne. Ok. Ok. Un pic am ciudat butonul ăsta totuși. E băgat un pic prea înăuntru și trebuie să apeși, dar merge destul de ușor. Hai să vedem un pic finisajele, felul cum este îmbinată. V-am obișnuit deja cu țăcănelile mele. Sunt interesat de felul cum sunt lucrate și cum sunt îmbinate. Bun, deci hai să vedem ce scrie pe această etichetă. A, 16 mm, diametru maxim pentru găurire cu percuție și 13 pentru găurire normală. Avem 3200 de rotații pe minut, viteză maximă, 710W până la 48.000 de bătăi pe minut. Are la percuție, made in România, deci făcută în România. Niște fante de aerisire. Un picuț mai mare față de aia de la Bosch, aia verde pe care o am și pe care v-am arătat-o într-un alt clip. O să o bag și în priză, vedem cum merge. Să dăm pe găurire prima dată normală. Da, nu are frână de motor. Hai să vedem și găurire cu percuție. Oricum, până nu e solicitată în material, nu se simte foarte bine. Ea abia atunci își dă drumul. Mânerul ăsta este rotativ, adică se poate suci. Da, nu-mi dau seama cum se sucește el acum. Merge ca în greoi. Probabil trebuie dat afară și băgat din nou. Asta văd că e și de aici. Deci nu văd de ce nu merge. Într-un fel merge el. În valiză ați văzut, are loc special, deci nu se mișcă de acolo. Cam așa arată mașina. Mai multe detalii nu știu să vă spun deocamdată. Ideea era să vi-o arăt cum arată și cum vine ambalat în valiza asta de plastic, care mie mi se pare foarte tare valiza și foarte utilă, mai ales că are compartimentul ăsta aici. Ok, nu am ce să vă mai spun altceva despre mașina asta în momentul de față. Vă mulțumesc pentru vizionare, ca de obicei. Abonați-vă la canal dacă vă plac clipurile mele și ce fac eu pe aici. Ne revedem la clipul următor. Vă doresc mult spor la treburi și numai bine!